Sărbuna, Părinte! Astăzi ne-am propus să abordăm tema convingerilor. O convingere este sentimentul că ceva este exact așa cum îl înțelegem sau îl percepem noi. Convingerile sunt opinii intense, fixe, ferme. Mintea noastră, memoria, ne sunt pline cu convingeri despre toate aspectele vieții cu care am intrat în contact. Convingerile sunt gânduri și opinii pe care le credem adevărate și care ne pun viața pe pilot automat, adică la apariția unui stimul reacționăm aproape prin reflex condiționat pavlovian? Nu știu ce să zic. În orice caz, am citit că tovarășul Gheorghiu Dege spunea că metoda comenzii nu trebuie să înlocuiască metoda convingerii. Și că cumva metoda convingerii era, se obțin, asumată sau așa în scânteia anilor 50 ca o metodă, cumva, adică țăranul mijlocaș trebuia convins prin faptă de necesitatea unui drum al socialismului sau de gospodăria colectivă. Chiar era un cuvânt în care spunea că învățătura, partidul inserează în conștiința comunismului convingerea cumva că numai pe baza justeții, încredințării de justeții, de justiția, justeția politicii partidului se poate merge mai departe. Cumva. Acum, și asta este, era interesantă chestiunea că se apela foarte mult la convingere, deci nu la comandă. Și că cumva aceasta, fie pe drumul socialism, fie de justiția politicii partidului, fie de baza aceasta trainică a gospodăriei colective, cumva, adică era o eliberare, cumva, de meu, omul trebuie să fie adeziv, adică nu era doar o simplă comandă care ar putea să te ducă într-o zonă asta de, eu știu, de supunere. Astea veneau cu o eliberare a celor oprimați. Și atunci eliberarea respectivă, sigur, că trebuia să nu fie sub incineza unei comenzi și a unei adeziuni, a unei convingeri pentru acest drum. Acum cât de, sau în partea cealaltă, cred că în cartile Părintelui Bejan spuneau că erau în pușcările comuniste unii, sau printre machedoni care încă așteptau, adică erau foarte convinși de venirea americanilor. Aveau această convingere că vor veni, chiar erau, lansau cumva un fel de zvonuri, că negreșit vor ajunge, cât de curând. Ceea ce nu s-a întâmplat. În ce măsură acele convingeri sau cum s-au format sau cum s-au încredințat de aceste convingeri, e o altă discuție. Acum, probabil că speranța se transformă în convingere. Posibil la un moment dat să se întâmple și acest lucru. Cert este că realitatea e de multe ori ceea care este, ca să zicem așa. Și atunci este o problemă. Și aici, în zona asta a anilor 50, era interesantă că trebuia să convingă pe țăranul mijlocaș prin faptă. Cumva era o convingere cumva prin faptă că colectivul este mai bun și asta este calea de dorit, acest drum al socialismului. Adică nu erau aparent zis, sau nu numai argumente, dovezi sau cumva scriptice, ci prin făptuire. E convingerea prin însăși faptă. Acum, sigur, că cine nu era convins mergea la pușcărie, probabil. Cine nu avea capacitatea de a adera, de a fi adeziv la, în ghilimele, argumentele lumii noi, să zicem așa, era sancționabil. Adică dacă nu adunai cu ei, era în răspărori sau risipeai, să zicem așa. Dar interesantă această temă a convingerii în răspărul comenzii și luată ca o formă cumva de stil, ca să zic așa. Adică și într-un fel are și acum, chiar și în zilele noastre, cumva, parcă și cei care conduc și asta se simte această nevoie de adeziune,
de convingere adezivă, ca să zic așa. Adică nu doar... Nu e indiferent. Nu e indiferent. Pare. Da, trebuie să fie participativă cumva, adică un fel de aproape transform ca o idolatrie. Adică trebuie să fie o implicare. Atunci este crema cremelor. Când, și masele, și scânteia pe acolo ce am răsfoit, spunea că și masele cumva trebuie aduse la această convingere vis-a-vis de calea de urmat. Adică nu trebuie doar supuse și stăpânite aparent, să zicem așa, ci trebuie... Sau pe față. Sau pe față, da. Ci trebuie convinse. Și nu numai conducerea, și că domnule, nu trebuie să confundăm conducerea prin comandă, prin conducerea prin convingere. Noi am venit să vă convinge. Adică noi trebuie și să fim cei care suntem exemplu cumva. Și ca să arătăm, da, acum, cum să zic, e și asta o problemă de prezență, să spunem așa, și de... Așa, în ce măsură unii au fost chiar convinși, alții s-au lăsat convinși. S-au intrat într-un rol în care au încercat să mascheze propria convingere ca să nu fie sancționabili. Să zic așa, alții și-au asumat o altă condiție de neconvingere, din așa punct de vedere, al faptelor, să zicem. Și aici, sigur că poate să intre în joc o întreagă antropologie sau întreagă înțelegerea omului, omului nou, dacă vrei, din punctul ăsta de vedere, pe care vreau să-l construiască, să-l edifice, să zic așa, sau să-l construiască, să-l promoveze și calea de urmat, să zicem așa, socialistă sau chiar comunistă, sau despre justețe, justețea politicii partidului. Adică era... trebuie să fie convins și trebuie să fie un mădular viu care să transmită această justețe a politicii partidului și să încredințeze și pe alții, cum ar veni. Da. Până la urmă, aici, dacă putem fi și într-o sferă ideologică și așa mai departe, dar mi s-a părut interesant aspectul ăsta de diferențiere între comandă și metoda conducerii prin comandă și metoda conducerii prin convingere. Și asumă o chestiune asta legată de convingere. Da. În fine. Adică convingerile pot să ducă cam în toate direcțiile. Păi ele au un conținut la un moment dat, da? Au un conținut și ori îi orientează la un moment dat, că îl convingi pe celălalt de justețea sau de, eu știu de ce calificativ să spun vis-a-vis de ceea ce vrei să transmiți sau ceea ce vrei să aduci la punctul tău de vedere la un moment dat. Nu? Că și asta este o convingere, poate să fie o determinare a celuilalt să accepte ceea ce îi transmiți. Poate să fie prin faptă, nu? Cum chiar Gheorghiu Dej spunea, domnule, țăranul mijlocaș, prin faptă trebuie convins că asta e drumul de urmat. Deci te poate ajunge la o convingere fie prin dorință, prin atragere, prin adeziune proprie, căutare, fie prin a fiind ademenit, fie fiind constrâns. Da, sau cu constrângerea, nu știu cât mai e valabil. Păi, e o cedare. La cedare, e o cedare. E o cedare, da. Adică, până la urmă, cum erau torționarii, adică nu rezistau și apoi deveneau torționari pentru că nu rezistau la teroarea. Da, e complicat. Și pe cale de consecință, înseamnă că noi avem cedări și la nivele mai subtile, nu doar neapărat în fața unor unelte de tortură. Absolut. Aici, până la urmă, este, da, zic că la un moment dat intervine și o chestie de antropologie, adică de o cunoaștere a omului și metode și modul de transmitere a unei încredințări. Unii asociază și convingerea cu o certitudine, eu știu, poate, sau așa mai departe. Sau o încredințare în aceasta care poate fi făcută prin dovezi, prin probe, prin argumente, prin fapte, ca sau și faptele devin argumente, sau argumentele nu sunt mai strict în zona limbajului sau formal sau, eu știu, al limbajului acesta articulat, așa, poate fi prin atitudine, prin făptuire, prin așa ceva, nu? Adică chestiunea asta e și asta o modalitate prin care încerci să convingi și sigur și mijloacele care sunt puse în funcție. Și după aia și resorturile subtile care sunt declanșate vis-a-vis de receptorul acestei mesaje.
Adică și asta este o chestiune, nu? Adică realitatea atât de complexă încât permite foarte multe combinații de adevărat și fals. Adică da, nu, lucrurile nu sunt pur și simplu albe sau negre sau... Păi și cei care sunt cu teoria Pământului plat, nu? Au convingerea că Pământul e plat, nu? Și de obicei ei apelează la simțul comun. Adică uitați-vă că vezi tu unde, dacă ar fi, pune tu apa să stea pe o sferă, ea curge. Deci cum se atunci simțul comun spune că că nu poate să stea apa în oceane. Da, pe orice temă pot fi foarte... Nu, dar asta e interesant. Asta, pe de parte, pe la de parte, faptul că se apelează la, cumva, la bunul zi, la simțul comun, la simțul, să zic așa, de, ca element receptor, să zic așa, care structurează o convingere. Da, simțurile ne pot înșela și ele de atâtea ori și ne înșelăm, nu numai și nu numai prin ele, să zic așa. Sigur că, la un moment dat, putem să avem și, apropo de asta, convingeri adevărate și convingeri false. Asta e indiscutabil. Da. Referitor la convingeri adevărate și false, într-o carte a mitropolitului Antonie de Suroj e consemnată următoarea întâmplare. Un misionar mi-a povestit că a fost prezentat de către un preot de culoare comunității sale de credincioși din Africa. Misionarul era alb, iar credincioșii negri. Și preotul de culoare le-a zis: nu vă tulburați de faptul că este alb ca un drac. Sufletul lui este tot atât de negru ca și al nostru. De fapt, convingerile sunt ca niște ochelari de soare prin care privim lumea și din această cauză nu o percepem așa cum este ea în realitate, ci așa cum suntem noi? Și în primul rând aici, cumva, interesantă prezentarea aceasta în care cumva și dacă cel negru are și sufletul negru, negru este calitatea binelui, să zic așa. În sensul că fi negru e o calitate. Deși la un moment dat acest alb și negru e legat și cumva și de lumină și în sensul ăsta propriu cumva albul este partea luminoasă, să zic așa, a lumii. Dar interesantă poziționarea aceasta în care, domnule, și el, chiar dacă este alb, are sufletul negru. Sufletul negru și dracul e alb. Și dracul e alb, adică rău era că e alb. Da, da, da. Adică, în sensul ăsta este nu este, în orice caz, nu este ca noi. Dacă nu este negri și dacă fi negru e o calitate, atunci și dracul e alb, în sensul că asta e partea răului. Iar omul respectiv avea o calitate a sufletului care era negru, chiar dacă el era totuși alb. Asta este un fel un context sau o conjunctură în care se gândește și un termen de alb și negru, în care poți să investești și negru ca fiind binele, să zic așa, că este așa și exact. Alb. Adică fiecare își definește propriul univers după el. Cumva și într-un fel acreditează ideea că aceasta este în asemănare cu el, să zic așa. Și asemănarea e pornește la premiza că aceea e un lucru bun. Și poate nu neapărat doar în termen de bine și rău. În orice caz, calificativul de dracu alb și așa ceva și arată că... Din punctul ăsta de vedere, dar vreau să spun în general. Adică nu neapărat valoarea axiologică sau bine sau în sfârșit, sunt atâtea valori, nu doar aceasta de bine sau de rău. Da, 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 da. Acum, apropo de asta de Antonie Suroj, tot ai pomenit, chiar azi am primit un text al Mitropolitului Antonie Suroj, care mi s-a părut extraordinar ca surprindere. Era ceva despre iertarea prin tăcere. Cumva, adică, și într-adevăr, și acum de multe ori se merge foarte mult pe o cerere de iertare asta un pic care devine artificială și un pic agresivă chiar la un moment dat. Una, două, cer iertare sau iertare sau așa mai departe. În spațiu chiar ăsta de ecleziologic, să zic așa, în extensia lui neapărat strict, dar așa mai de formă bisericească sau monahală, așa ceva. Și se dă peste așa că în sat în care era, a zis că nu se
vorbea atât de mult de iertare și cerșirea iertare. Era un fel de iertare apropo de iertare prin faptă. Cum zic? Tacită. Da, prin acest și prin faptă. Adică că intra soțul pe ușă și femeia îl punea la masă. Și asta era, se realiza, se depășea cumva, fără să zică iartă-mă, să te rog să mă ierți și așa mai departe, să se insiste foarte mult pe cuvinte. Adică că înfrângerea mămăligii respective și punerea acesteia din împreună se întreba eventual, se discuta despre pâine și despre ploaie, cea de să dea poate de Dumnezeu ploaie, și în cuvintele astea cumva se așezau lucrurile într-o comuniune. Cumva nu se discutau așa, Doamne, iartă-mă, te rog să mă ierți. Așa. Deci erau și excepții când, eu știu, cineva care greșea foarte mult, se punea în genunchi înaintea soției ca în fața unei icoane. Și de asta era o chestie extrem de intimă, să zic așa. Și după aia era raportul cu vecinii. Adică plecau spre biserică și chiar dacă fusese un conflict, sigur că știau că trebuie să fie împreună, că și primăvara și toamnă erau la lucru câmpilor, la prășit sau la cules, erau împreună și nu aveau timp prea mult să-și țină râcă, să zic așa, și trebuia să acționeze din punctul de vedere, să fie din preună. Și asta era așa. Domnul plecați pe biserică, saluta. Și celălalt răspundea, ai și plecat deja? Deci nu zicea, iartă-mă, te rog să mă ierți, Dumnezeu, nu intrau în astfel de dialoguri. Și mi s-a părut foarte interesantă. Zicea, domnule, și acum aici, dacă îmi cere cineva iertare cumva, așa parcă mă simt stânjenit și eventual chiar atac. Că, nu știu, parcă nu, că până la urmă spune și lumea, niște răni, niște dureri, niște suferințe, nu pot fi șterse oricum cu două, trei cuvinte. Și pe de altă parte am nevoie și de faptă, cumva, de o arătare, de o reintrare în comuniune. Mi s-a părut frumoasă chestiunea și cred că și faptul că această modalitate parcă ne prezervă într-o familiaritate, într-o chestie mai autentică decât s-a mers acum. Și acum mi se pare, unii nu mai scap de ei, în orice chestie trebuie să ceară iertare. Adică nu poți să te comporți și normal și să simt atitudinea ta și prezența ta și așa ceva și asta să văd că te-ai deschis sau și că și eu te-am depășit. Ai zis, că iertam, poți să te iert înainte de a-mi cere tu iertare. E și eu, problema mea dacă așa mai departe cumva. Atunci important e să intri cumva într-o deschidere, într-o comuniune și așa mai departe. Nu să faci apel toată ziua, bună ziua, la aceste cuvinte și să le smulgi cu cleștele sau să le înfigi în celălalt ca fiind însă și, eu știu, viața de spirituală a greșelilor și a iertării și așa mai departe, în care acest aparent mod tăcut, dar de fapt extrem de vorbitor, de fapt, ca să de fapt te face să te deschizi către un alt tip de receptare a prezenței celuilalt. Adică nu e doar redusă la cuvinte și nu e la cuvintele acestea care întrețin cumva și o atmosferă din aceasta, poate de multe ori păguboasă, a greșitului. Adică, cum am spus, sunt atent numai pe greșeală, sunt atent poate pe faptul că mâine o să plouă Da, și o să avem în un pic. psihologie se numește orientare spre regret, în loc să fie orientare spre ce se poate face bine. Pe de-o parte, probabil, dar important e. Adică tot timpul se observă ce nu e bun, ce nu e în regulă, în loc să se. Asta vis-a-vis de mecanismul acesta al preocupării față de greșeală și față de iertare. Da. Dar interesant și acest foc, chiar dacă există, cauți această așezare într-un firesc al comuniunii, al deschiderii. Și atunci forma asta, adică, nu e atât de stereotipizată în a cere iertare cu aceste cuvinte, te rog să mă ierți. Sunt și forme cumva poate de nu să zic că e de poate de sau de eschivare cumva, dar care refaci comuniunea, să zic așa. Adică nu trebuie să vii sub formă, adică sau acele cuvinte pot fi arătate printr-o faptă, printr-un gest, printr-o anumită deschidere. Nu trebuie să timpul să bazi la cap și să transform chestiunea asta de o parte mecanismul în care ești orientat numai pe partea de regrete. Pe de altă parte, trebuie să refacem de fapt asta, nu e ținta noastră, ținta noastră e să fim în comuniune. Și aici trebuie cumva să ne centrăm, nu? Adică aici, pentru că și greșelile noastre sunt cele care, asta spunea frumos și Părintele Stăniloae, sunt cele care de fapt
bruiază comuniunea. Atunci noi trebuie să refacem comuniunea. Iar această iertare trebuie să arătăm chiar printr-o făptuire, prin atitudine, de fapt, numai făptuirea. Că și comunismul zicea că trebuie să-l arătăm prin fapte. Dar fapta, eu știu, dacă iei omul nou, l-ai restrâns la materie, la așa ceva, la toată structura omului nou de tip socialist-comunist. Până la urmă, e o îngustare dacă detaliezi chestiunea. Adică, dar, sau și făptuirea respectivă. Una este făptuirea, zicem, în sens creștin, în care are un altfel de implicare, o altfel de implicare a omului, pentru că e chipul omului, să zicem așa, în sensul acesta iconic, da? Și alte, o făptuire a unei viziuni care strânge fapta numai la, sau omul mai mult la, îl vede numai prin acțiunea lui și la restrânse la materialitatea sau raționalitatea asta asociată, zicem, unei materialității corporale, da? Sau unei conștiințe care epifenomen material, să zic așa. Deci sunt și aici niște chestiuni. Chiar dacă vorbește de convingerea prin faptă, totuși fapta are în spate un om. Iar implicarea în acea faptă are alte rădăcini când ai o viziune asupra unui om ca un chip al lui Dumnezeu sau când ai un om luat prin prisma unei evoluționism. Aparent e tot o faptă, dar încărcătura ei este cu totul altă. Și aici, sigur că și convingerea că, apropo de chestiunea asta, zicem, că poți să fii, că ești de iertat, o transmiți și printr-o atitudine, printr-o făptuire, printr-un mod de a fi. Nu neapărat prin cuvintele care pot fi foarte frumos, zice și Mitropolitul Antoniescu, pot fi uneori stânjenitoare. Și mai și scâietoare când sunt toată ziua, bună ziua, o de parte întreținem chestiunea asta de, cum ai zis, psihologică, de atenție, orientare spre regret. Orientare spre regret, da. Și spre ce nu e, spre ce da, nu e bine, ce nu e. Da, bine. Și pe altă parte nu ne comportăm având în atenție pe celălalt, de fapt. Că, da. Nu? Da. Tot referitor la clasificarea convingerilor în adevărate și false, am găsit într-o carte de psihologie cognitiv-comportamentală că sursa cunoștințelor noastre este capacitatea simbolică și imaginativă a subiectului uman. Cunoștințele sunt mai degrabă inventate decât descoperite. Iar altcineva spunea, marea majoritate a oamenilor nu își iau nici măcar 30 de secunde pe zi să se întrebe ce gândesc eu sau simt acum o fi adevărat? Dacă așa stau lucrurile în privința modului nostru de cunoaștere, atunci am putea spune că și convingerile noastre sunt mai degrabă niște ipoteze personale? În orice caz, aici văd că se asociază convingerea și cu un mod de cunoaștere. Și modul de cunoaștere este legat și de o cunoaștere a omului, zic așa. De multe ori noi pornim la luptă fără să știm cine suntem sau care este structura noastră sau care sunt elementele pe care ne așezăm cunoașterea, cunoașterea de sine sau cunoașterea lumii sau așa cum ne formăm convingerile. Sau dacă, să zicem, cunoaștere bazată numai pe un proces ăsta imaginativ sau cum se spune acolo, sau mai și descoperim. Adică totuși nu poți să cred că să gândești că totuși e numai un fel de imaginativ dintre ăsta în procesul de cunoaștere, nu? Și nu descoperi și lucruri sau nu sunt fapte evidente, să zic așa, care se impun ca atare. Adică, și probabil că marea majoritate nici nu-ți dau seama că de fapt inventează în loc să descopere. Păi aici, mai degrabă, aici, într-adevăr, aici s-ar trebui problema, în măsura în care inventăm. Inventăm în sensul presupune de părelnicie, să zic mai degrabă, în sensul ăsta. În ce măsură intrăm într-o zonă de supoziții. De supoziții, de părelnicie și așa părelnicie, să zic, care cu timpul devin însoțite de senzate certitudine. Da, cumva o dăm în această îngroșare, să zic așa, de certitudine și sigur ea poate să devină un ghidaj. Că până la urmă și faptul că, ce am văzut de chestiunea asta, da? Faptul că avem
țăranul mijlocaște să se convingă de necesitatea a gospodăriei colective, da? Și că asta e calea de urmat și poate chiar singura cale sau cea mai bună cale. Eu știu, asta până la urmă este o părere. Da? Poate unii au ca o convingere. Începem să determină pe alții sau ajung să îi forțeze la asta dacă nu îi determină ca să accepte chestiunea respectivă, nu? Și aici, sigur, sau inclusiv faptul că în spatele acestei perspective sau omul nou, dacă îl iei mai strict într-un sens evoluționist și materialist și această conștiință pe care spune că se trebuie sădită în învățătură în conștiința comunistului, că asta din scânteia era prin anii 53, că este de politica justă a partidului, această convingere și așa mai departe, ce e aia conștiință? În această conștiință, dacă îi dai în spate ca are conștiința doar ca epifenomen, sau este o conștiință în sensul în care vorbim noi spiritual, de o conștiință în sensul spiritual, care are și o inevitabilă componentă spirituală, și așa mai departe. Adică ele se leagă cumva vis-a-vis de suportul pe care se amprentează aceste convingeri, nu? Și dacă aici putem discuta în sensul așa și în sensul acesta, adică la o dată această înțelegere a conștiinței doar ca epifenomen este o chestiune reală sau e chestiune apropo de invenție, da? Adică din perspectiva asta, să zicem, spirituală, să zicem creștină în sensul acesta, asta e o invenție, baza conie, e o reducere. Adică faptul a omului și a realității la o structură în aceasta energetist, materială sau cum să-i spun, și la un moment dat este o îngustare. Adică aici nu avem... Și de fapt noi considerăm că de fapt e o părere, nu e o adevăr asta. Adică, de fapt, confuzia aceasta între convingerile noastre și realitatea însăși apare probabil pentru că realitatea noastră interioară cu componenta ei subiectivă, imaginativă, ajunge să interfereze și să prefacă fără să ne dăm seama ceea ce percepem prin simțuri? Păi sigur că sunt și elementele astea de prefacere și de validare într-o anumită formă a unor percepții, da? Exact cum spuneau cei, că pământul e plat, de ce? Păi, pentru că nu poate să stea apa. Sau nu știu, vezi undeva în realitatea tu curentă chestia asta, da, bun, nu își explică. Contestă și forța de atracție gravitațională și atunci nu are cum să existe. Sau avionul, cum poate să zboare el și să menține într-un loc în altul, dacă el pleacă înclinat și cum, dacă e, în fine, și cum nu schimbă traiectoria, dacă nu rămâne paralel, cum să zicem, cu realitatea sferică, să zic așa. Și atunci, sigur că se întâmplă și acest subiect, factor, intervine acest factor subiectiv. Și chiar și ăsta poate să fie cumva pervertit. Că de aia devine un mecanism care susține la un moment dat astfel de păreri care transformate, eu știu, în convingeri, în osificate, eu știu, niște certitudini de nezdruncinat la un moment dat. Deci, el așa se încredințează și rămâne așa, dar până la urmă unele poate pot fi chiar simple păreri sau teorii fără o validare din partea realității sau o restrângere a unei viziuni asupra unei realități. Adică de multe ori căutăm argumentele care să ne confirme propriile convingeri deja fixate sau dorințe, poate. Se întâmplă când ne învârtim în jurul cozii, într-adevăr. La un moment dat căutăm argumente. Fie convingeri deja fixate, fie frici, slăbiciuni, ne lăsăm dominați. Sigur, sunt proptele prin care îți menții eșafodajul, să zic așa, pe care structurezi existența la un moment dat. Da? Adică nu îți dai voie să ai vulnerabilități, să zic așa. Și atunci cauți argumente care susțin. Asta probabil că se întâmplă destul de des ca să intre acest factor, adică
de ajutor, să, în ghilimele, în care poți să-ți proptești propriile convingeri căutându-ți argumente. Nu le auzim decât pe cele care ne confirmă anumite, deja anumite. Aici este o chestie de rezonanță cu anumite aspecte. Adică, că s-au vorbit Habermas foarte mult de o sferă comunicațională, de argumente. Păi unde? Că nu, unii sunt convinși prin imagini, prin sau subrațional sau irațional, să zic, de anumite lucruri. Sau prin anumite stări pe care le sunt induse. Sau sunt rezonanții cu anumite stări și atunci nu mai ține niciun argument, așa zis rațional, să-l convingă pe acela. Nici poveste. Apropo de sfera aceasta a iraționalului, iată niște posibile clasificări ale convingerilor, adică ele pot fi adevărate sau false, funcționale sau disfuncționale, morale sau imorale, benefice sau dăunătoare, puternice sau slabe, și aici vrem să ajung conștiente, semiconștiente sau inconștiente, moștenite sau dobândite, pasagere sau de durată. Așadar, cam marea majoritate par să fie cel puțin în zona aceasta a controlului conștient, rațional. Dar cele conștiente, semiconștiente și mai ales inconștiente ne scapă. Mai ales civilizația europeană e orientată către cele conștiente și raționale. Însă sunt și alte culturi care abordează bine. Sunt și în cultura europeană sunt abordate de către psihoterapeuții care fac hipnoză, programări de toate felurile. Dar asta doar la nivel de școală terapeutică, nu la nivel de cultură de masă. Dar ce s-ar putea spune despre convingeri la nivelul acesta? Conștient, semiconștient, inconștient. Păi ele sunt legate probabil de toate mecanismele acestea care ne pot determina existența, da? Dintr-un substrat, să zic așa, de memorii care sunt fixate sau împlântate anumiți vectori, să le spunem așa, sau de predeterminări, sau poate să zic așa, sau date de anumite convingeri. Acum, sigur, contează și cum sunt induse, cum sunt inserate în acea zonă, cum se formează, să zic, în ce măsură, sau raportul ăsta între conștient, subconștient sau inconștient, să zic așa, în ce măsură se pot insera, sau prin ce mijloace, prin ce metode se pot insera anumite convingeri sau subliminal, cum se spune așa mai departe, astfel de convingeri care la alt pot ieși, să zic, într-un spațiu, se spune, al conștiinței, și pot orienta. Și tu iei, că aici este poate și iar o problemă, în ce măsură ai aceea atenție asupra gândurilor sau convingerilor care apar ca reprezentare sau știu, la nivel de gând, să le citești originea. Și în ce măsură, la un moment dat, să le iei ca fiind produse de tine sau produse de o parte sau induse în tine într-o anumită formă sau alta și cumva scoase în lumina conștiinței și le iei ca atare. Sau ca fiind mobilizatoarea unei atitudini sau unui comportament, da? La un moment dat. Și atunci aici e foarte delicată chestiunea vis-a-vis de modalitatea în care se poate, ca problematică, se pot insera anumite convingeri ca păreri. Nu contează că poate fi o părere adevărată sau falsă, funcțională sau disfuncțională, cum ai făcut clasificarea, morală sau imorală. Ideea e că inserează cumva și poate fi inserată și nu doar trecând printr-un filtru conștient. Da? Și ea poate să vină și dintr-un spațiu nu al conștiinței. Dintr-o zonă, de exemplu, a fricilor. A fricilor, așa, cum se întâmplă poate și în vremurile de astăzi, așa, în care se merge foarte mult pe chestiunea aceasta a
a fricii induse, care cumva generează reacții în această zonă sau conforme unei astfel de laturi, să zicem, psihice, să spunem așa, sau instinctive a omului. Din punct de vedere creștin, zona inconștientă nu e una cu care să ne putem mândri, nu? Adică păi aici este, de asta zic că la deși din alte poate puncte... să lucreze cineva, poate să lucreze, lucrăm în sensul de scoate la proiect, de scoate la lumină sau la negru, ca să zic așa, vorbind de evenimentele. Da, da. Cu da. Preotul. Da, da. De să scoatem la negru în sensul apofatic așa. Lucrurile de lumină, da. Și să cumva, cum înțelegem partea asta, cum putem pune, cum putem decanta zona subconștientă sau zona de inconștiență, ca să fim în zona de conștiință sau zona de lumină, da? Pe de parte să acționăm, să avem convingere în acest, sau filtrate de această conștiință, și în ce măsură avem capacitatea să rezistăm, să nu fim deturnați prin inserția de sau intarsia, să spunem așa, că am fi ca niște păpuși de lemn, de convingeri într-o zonă subconștientă, prin altfel de metode, și nu sau pseudo argumente, sau prin pseudo argumente. Și mai departe. Adică aici iar se intră în altă zonă și de aici e foarte important aspectul acesta al filtrelor, al înțelegerii omului, al raportului între conștient, subconștient, inconștient, la părinte de grație vorbea mea clarificator de aceste zone, ca să poți să intri în zona unor convingeri, aici intrăm în zona unor convingeri încredințate de o cale a adevărului. Adică, care până la urmă le dă o situare. Și o... Bineînțeles, și aici și ceea ce la mată ai spus tu vis-a-vis de această clasificare, cumva că nu-și pun problema să se gândească cât din convingerile lor sau așa mai departe, măcar un pic să se gândească că sunt adevărate sau false, bune sau rele, funcționale sau disfuncționale și așa mai departe. Adică să te iei un pic la cernut, la purecat, vis-a-vis de ce sedimentezi tu ca fiind convingeri și prin acestea, de fapt, te miști în lume. Am citit undeva afirmația că convingerile au puterea de a crea și de a distruge. Oamenii au o abilitate extraordinară de a asocia oricărei experiențe din viața lor o însemnătate fie constructivă, încurajatoare, pozitivă, fie negativă, descurajatoare sau chiar destructivă. Cum să facem să fim constructivi, pozitivi, creativi în bine, fără să fim Don Quijotești, desigur? Păi, nu știu, în primul rând, faptul că cumva se constată că e o asociere inerentă de constructiv sau deconstructiv, să zic așa, nu? În viață. Și aici nu știu cum să zicem să putem face respectiva ca rețetă, așa cum să faci să asociezi. Cert este că trebuie să metabolizezi într-un sens, asumându-ți viața într-un sens crescător, într-un sens plinitor. Atunci trebuie să crești cumva într-o modalitate de metabolizare a evenimentelor, să zic așa, vieții tale, orientându-te într-un sens plinitor al căii, în adevăr. Da? Și, până la urmă, capacitatea ține și de o formă de asumare. Iar asumarea fundamentală este cea hristică. În asumarea hristică ai și tu capacitatea să asumi
pe cale și să metabolizez chiar și crucea în sensul învierii. Dacă gândim ca o chestiune în care, să zicem, ni se face cumva un rău din afara noastră, cum ar fi. Sau ni se generează niște evenimente neplăcute în care nu le-am declanșat noi, să zicem așa. Și atunci chestiunea asta, cum reușesc să o asimilezi, să o asumi și să o valorifici. În sensul acesta constructiv, nu știu cum să zicem constructiv. Când Da. spunem constructiv, când spunem constructiv, putem spune și plinitor, să zicem așa, în sensul creștinesc, să zic așa. Iar chestiunea asta, fundamental, asta este avantajul sensului unei abordări spirituale și unei relaționări din acestea în spațiu ecleziologic, pentru că noi suntem cumva și asumați în chipul acesta hristic și din învierea lui avem resursele învierii noastre. Și e și un curs spre înviere acest constructiv, cumva. Nu e simplă abordare psihologică sau psihologizantă. Nu e simplă automotivare sau gândire pozitivă, eu știu cum să-i spun, sau un fel de autostimulare sau de genul acesta. Nu e doar acestea. Sau mai bine zis, da, poate nu e doar acestea, pentru că fondul este mai profund și în sens spiritual e foarte concret acest factor spiritual care intră în acțiune și care trebuie luat foarte în serios din punctul acesta de vedere. Ca fiind, Pentru că, de fapt, adică acolo e miezul. acolo este miezul, bineînțeles. Și putin și miezul și în sensul acestei putințe de a asuma și lucrurile contrare la un moment dat. Și de a le transfigura într-un sens al învierii tale, nu? Ca o cruce care este învelită într-o haină a învierii, nu? Aici este, și asta nu putem să facem numai noi prin noi înșine, sau asta e aspectul tare al creștinismului și legat de relația asta vie în Hristos, că nu e singur. Adică cum spune, iată, eu sunt cu voi la sfârșitul veacului, dar înseamnă că e cu tine. Asta nu e minciună, e adevăr. Sigur că trebuie să conștientizăm lucrul ăsta și să fim atenți sau prezenți la a conștientiza această prezență hristică, la o asimila, la o adânci, la a ne face părtași ei în stratul din ce în ce mai profunde, să zic așa. Și nu doar profunde, ci și sigur care trebuie să se vadă și la nivel epidemic, să zic, al vieții noastre. Tot referitor la încrederea aceasta, spunea cineva, dacă crezi că poți sau crezi că nu poți, ai dreptate în ambele cazuri. Părintele Ghelastie spunea, prin voință putem face adevărate minuni. Aici, dacă crezi că poți, dacă crezi că nu poți, ai dreptate în ambele variante, da? Aici, cumva, lasă să se înțeleagă din ce deduc eu că putința e dată de credință că poți sau că nu poți. Adică, dacă ești încredințat că poți, poți, dacă nu ești încredințat că nu poți, nu poți. Cumva, și în sensul aici că ai dreptate în ambele variante. Asta e o chestie un pic așa mai rabinic, ca să zic. E cam tranșantă, însă încrederea aceasta de a putea sau de a nu putea, de fapt nu se formează în timp cu viteza de derulare a faptelor? Adică e o chestie spontană doar? Nu cred că e numai o chestie spontană. Nu. Adică asta se construiește de fapt Nu, în fiecare bineînțeles, zi, bineînțeles, prin tot ce facem. se construiește. Pe de altă parte, nici nu poți să lași totul numai pe încrederea de a putea sau de a nu putea. Că uneori e bine și să știi că nu poți. A, da, desigur, scuze că de multe ori să nu reușim în ceea ce ne propunem, e un mare noroc. Da, în sensul că la un moment dat, apropo de am vorbit de chestia asta, noi trebuie să ne scriem și într-o lucrare a proniei lui Dumnezeu, cumva. Adică trebuie să intrăm și o să ne mișcăm, spunem așa, termenul ăsta, în sillajul unui gest al mâinii Dumnezeu către noi, să zic, de întâmpinare.
Trebuie să faci, să avem această înscriere. Așa, la un moment dat, putem fi extrem de volitivi, să zic așa, extrem de încredințați că putem sau că nu putem, și, de altă parte, pe fond, noi totuși suntem limitați, însă, cumva, ca făptură pe undeva. Adică nu poți să crezi că chiar poți să faci tot ce ai credut că poți să faci. Și nici nu e de bun augur neapărat. Adică chiar în lucrurile bune? Chiar în lucrurile bune, da. Eu cred că pentru că și e foarte greu să te restrângi la propria ta încredințare. De asta ai nevoie să ai și un raport, o relaționare, de aia ai nevoie să ai sfat, de aia ai nevoie să dai voie și Dumnezeu să lucreze cumva în viața ta. Adică trebuie să lași, să cauți și întâlnirea cu Dumnezeu, să cauți și cum se spune, voia lui Dumnezeu, ca să zic așa. Dincolo de ce crezi tu că poți sau crezi că tu că nu poți. Adică nu e numai la cheremul tău chestiunea și n-ar trebui să o lași numai la cheremul tău. Este un acord foarte fin pe care nu e greu să intri, să faci acest acord fin, să și intri pe, cum am spus, pe o lucrare a purăniei lui Dumnezeu. Adică să fii cumva și în voia lui Dumnezeu, prin ceea ce crezi tu că poți să faci sau crezi. Conlucrător, adică. Într-o conlucrare, da, sau o sinergie și așa mai departe. Adică atenția trebuie să fie mai degrabă pe chestiunea asta și după aia pe ceea ce crezi tu că trebuie să faci sau poți să nu faci. Plus că nu e așa simplu nici să ai perspectiva opțiunilor optime, să zic. Și unele pot fi paradoxale și atunci degeaba ai tu o hartă a opțiunilor și cea mai optimă din perspectiva ta. Că unor poate să fie, să zicem, o opțiune care exact cum zice, piatra pe care a nesucutit-o zidul a ajuns în capul unghiului. Au dat-o la o parte, și a ajuns sus, la încheietură, da? La cunună. Și atunci au zis că au ales și așa mai departe. Și ai ales prost și ai crezut că poți și că faci lucrul bun. Adică cumva trebuie și aceasta și pe de parte și o vulnerabilitate. Nu numai să crezi că poți sau crezi că nu poți, că și că ai de toate, că așa și că totul și nu ține totul numai de credința sau de încrederea ta. Eu nu trebuie să stimulăm o încredere, să stimulăm mai degrabă credința, o sporire a credinței, care credință înseamnă și rezultatul unei întâlniri. Credința este o relație interpersonală, adică este o încredințare dată de întâlnirea noastră cu Dumnezeu, sau cu Hristos, Dumnezeu și omul, da? Pe care îl mărturisim ca atare. Da? Și atunci avem o încredere care vine prin credință, care ne face simțită prezența sa lui Dumnezeu în viața noastră. Și ne căutăm să ne mișcăm în ea, în această prezență. Și cu cât ne învelim, zice, mai bine în această prezență, cu atât ne deschidem acestei întâlniri și acestei lucrări și conlocuiri. Și în situația asta, în situația respectivă, poate cum s-a întâmplat în istoria bisericii, nici mucenicia nu mai e, să zicem așa, o problemă. Chiar dacă aparent împotriva vieții. Da? Că așa instinctul te face să îți protejezi totuși viața. Nu? Adică te face să te susții, să găsești. Și are o noimă chiar și acest instinct totuși. Da, bine. De sigur, el nu trebuie mers împotriva lui. Da, dar ca să mergi împotriva lui, ci cu o supramerge, să zic așa, în sensul exact. Că te înscrii într-o lucrare, într-o supralogică, într-o supralogică, da, este altă discuție. De aia, pe undeva, e bine să căutăm și această încredințare prin credință și care credință poate fi crescută sau sporită, cum au zis apostolii, Doamne, sporește-ne credința, nu? Înseamnă că ea poate fi sporită, ea e sporită cum? Din întâlnire, din comuniune cu Dumnezeu, din aprofundarea acestei întâlniri. Dar așa vine credința cu mai multă tărie, din conștiința prezenței Dumnezeu în viața ta. De aici vine convingerea credinței, să zic așa, sau a lucrării lui Dumnezeu. Da?
Dar și aici noi nu forțăm mâna lui Dumnezeu, pentru că nu știm întotdeauna ce mai bine e și pentru chiar nici chiar pentru noi, să zicem. De asta cumva e chestiunea asta, că nu confundăm convingerile astea sau cum zic eu, putințele dintr-o credință că poți sau neputințele din credința că nu poți, cu putința care vine din în cel ce crede prin, în care și care este în Hristos. Sunt aspecte fundamentale aici de diferențiere, să zic, între ce înseamnă o întâlnire aceasta hristică și ce înseamnă o modelare de asta mai degrabă individuală sau, eu știu, autonomă cumva. Referitor la faptul că a spus că nici noi nu știm întotdeauna ce e cel mai bine pentru noi, spunea cineva, ai grijă ce-ți dorești, că s-ar putea să ți se întâmple. Deci să ai grijă la ceea ce-ți dorești. Și cum păstrezi această grijă? Trebuie să fii mai vulnerabil. Trebuie să fii, ai capacitatea de așteptare. Să nu te pripești. Să nu fii năvalnic când ați dori una sau alta. Să ai o așezare bună. Să ai capacitatea de a aștepta. Și capacitatea de a aștepta sau de a răbda, da? Vine și din tot, revenind la întâlnirea ta cu Hristos. Da? De aici vine chestiunea asta. Și atunci ai și capacitatea de a sta cumva într-o expectativă. Sau cum se zice la fotbal, așteaptă și vezi la tușieri. Nu ridici repede fanion, lasă să se deruleze un pic faza. Nu s-a repede că ai văzut așa, lasă așa, da? Și după aia se chestiunea asta ar trebui să o facem căutând să fim și în Dumnezeu, să nu ne pripim, să nu ne grăbim, nu? Să avem capacitatea de a aștepta, de a avea și o detașare a expectativei, cumva, să lăsa cumva unor trebuie să curgă lucrurile, să nu trebuie să îi intervii, că poți să faci mai rău, și așa mai departe. Adică aici deci într-un câmp poate strategic al desfășurării pe al teren. Deosebirilor foarte fine. Pe terenul acesta al istoriei, să spunem așa, în care sunt forțe, vectori și așa mai departe. Nu întotdeauna. Nici chiar atitudinea. Adică chiar și în război, expectativa sau așteptarea sau nu întotdeauna plecarea la atac aduce biruința. Adică în perspectiva mai largă trebuie să și știi, cum aveau chinezii expresia asta în Cartea Schimbărilor, timpul e măreț. Să știi și momentul de, chiar de acțiune sau de așteptare. Adică, iar chestiunea asta în sensul nostru creștin se poate adulmeca dacă ne sensibilizăm mai mult vis-a-vis de întâlnirea asta cu Hristos. Adică aici este trăirea și nici măcar din trăirea noastră Hristos nu trebuie să facem, să o transformăm într-o modalitate de a ne alimenta dorințele. Să ni se întâmple ceea ce vrem noi sau ceea ce credem noi sau să ne ajute Dumnezeu. Trebuie să știm să și pătimim sau auzim cum crește iarba, nu? Adică trebuie să ne și sensibilizăm și să știm să și pierdem, ca să zic așa, aparent. Aparent, pentru că, de fapt, pătimirea nu vine din ceea ce dorește Dumnezeu pentru noi, ci din neputința noastră de a... Asta, dar zic chiar pătimire în sensul ăsta de participare, nu în sensul de pătimire, de că se întâmplă ceva. Chiar în sensul de participare, adică de sensibilizarea noastră la o mai fină participare la realitate. Adică să avem și preocuparea respectivă. Că nu suntem numai într-un act acesta volitiv de a nici măcar de a ne impune credința celorlalți. Că s-ar putea să chiar atunci când impui cum spune la Ghiu de să nu comanzi, mai degrabă să convingi. E, aici să vedem cum convingem cu faptele noastre ca să slăvească ceilalți pe Tatăl nostru cel în ceruri. Așa să lumineze faptele voastre înainte celorlalți. Dacă ce măsură avem aceste fapte, ce măsură acele fapte sunt niște fapte ale credinței sau credință întrupată în faptă,
și ea are o lumină transfiguratoare sau, dacă să zic așa, un caracter iconic care se trimită la sursă, la origine. Recunosc, în lumina respectivă, a faptului respective, se vede și lumina necreată, să zic așa, sau nevăzută. Și atunci ea dau slavă Dumnezeu, după aceea nu e numai lucrarea ta, e și lucrarea lui Dumnezeu. Și noi ar trebui să vedem și lucrarea lui Dumnezeu în noi și lucrarea noastră. Nu trebuie să anulăm, că și aici unor crezi că poți și faci așa. Nu, trebuie să vezi ce face Dumnezeu, trebuie să vezi ce poți să faci și tu. Adică trebuie să ne păstrăm într-un sinergic care înseamnă împreună lucrare. Aici tu participarea ta care este foarte importantă. Și trebuie să ți-o asumi. Deci să dăm așa tot timpul vina pe Dumnezeu sau să-i punem în cârcă să facă numai Dumnezeu și noi nu facem ce avem de făcut. Nu ne dezvoltăm în ceea ce ne dezvoltăm noi, nu? Și nici nu, sau nu acceptăm ce lucrurile pe care ni le oferă datele noastre și istoria sau mediul nostru. Păi uneori așa sunt. Adică, ce să facem? Și Mântuitorul și-a asumat condiția, nu? Istorică și acum au fost datele respective. Să zic așa. Și noi suntem cumva datori. Chiar cu prezența lui Dumnezeu în viața noastră, uneori ne asumăm datele. Trebuie să ne asumăm cumva datele istorice. Cu contondența lor, adică nu e binefăcătoare, sau cu noi impresia că dacă ești acum în Hristos, îți pică numai pară, măleață. Păi, nu e chiar așa din toate acestea de vedere, da. Cineva făcea afirmația, credințele tale sunt ca un magnet care îți configurează propria realitate. Convingerile noastre au doar o componentă informațională abstractă sau și componentele emoțională, atitudinală, comportamentală, chiar chimică, organică, dar și sufletească? Păi da, aici cred că cumva am atins chestiunea asta, însă și tovarășul Gheorghe Iudeșea, că trebuie să convingă prin faptă. Acum, în ce măsură asta spuneam că undeva subiacent este și o perspectivă asupra înțelegerii omului? Sau, cum am zis, în ce măsură faptele acestei credinței duc la slăvirea Tatălui Ceresc, că e și un Tatăl al minciunii. Și atunci înseamnă că chiar în faptă, sau chiar în făptuire, pornim în această, deci, în realitate mult mai legată mai de acțiune, de concretizare, să zic așa, sunt mai multe învelișuri. Și poate să fie chiar și lumina lui Dumnezeu, poate să fie și mai departe. Și poate să fie să inducă, să zic, să se persuadeze, să convingă și vis-a-vis de întâlnirea cu celălalt, să zicem, cu interlocutorul, să spunem așa, pe care cumva ține să-l convingă, da? Sau să insereze o convingere. Aici, într-adevăr, este o problemă în ce măsură reușim sau ce transferăm chiar prin fapta noastră în celălalt. La ce nivel de ancorare se petrece făptuirea noastră în celălalt. Și aici sigur că intervine raportul între om și operă, ca zic așa. Între lucrarea ta și prezența ta. Da? În ce măsură prezența ta se înfășoară în această faptă și are capacitatea să relaționeze, să zicem, cu celălalt și să amprenteze această convingere în diverse straturi. Poate să fie acesta discursiv sau, cum mai zis, poate abstract sau informațional, poate să fie asociat un câmp din acesta emoțional, care poate să-i dea coloratură și să-i dea stare și emoție și atractivitate și atașament și așa ceva. Poate să fie și chestiunea asta aproape mai organică, da? Deci, după aceea, sigur, lucrurile respective pot fi absorbite și într-un plan din acesta organic, cum mai zis la un moment dat, poate chiar fizico-chimic, da? Sau biochimic și așa mai departe, da? Adică sunt ancoraje puternice în care la un moment dat nu se mai poate ieși sau unii nu mai ies așa ușor, că unul poate să rămână în structura, să zicem, în structura sau în convingeri materialiste, de două punctul ăsta de vedere, care nu mai este, nu mai poate să aibă încredințarea unui suflet nemuritor, da? Unei vieți veșnice.
că noi poate la început suntem, credem un pic așa mai într-o... Credem și nu credem sau credem, că așa ni se spune, să zicem, da? Că există un suflet de muritor. Dar prin experiență spirituală aproape ne edificăm pe măsură ce aprofundăm, da? Adică nu mai e o simplă încredințare din afară sau dintr-o învățătură, ci este probată de experiență. La fel învierea, noi credem că înviem. Dar la un moment dat sfinții cumva trăiesc în ei această lucrare a învierii, această asimilare a învierii hristice în ei, nu? Și atunci, sigur că în fond se pot devoala straturi ale comuniunii, sau al proiectării, al transferului în celălalt, modalitățile de a insera convingeri. Acum, sigur, și prin tehnologie și prin alte lucruri se pot face și așa mai departe, insera, se pot inocula, se pot sublimina, se pot insera tot felul de convingeri, la momentul care, într-adevăr, pot deveni magnetice. Da, vis-a-vis de cuvântul acesta magnet, folosirea lui poate duce cu gândul și la influențele unor duhuri sau tehnologice sau de altă natură. Bineînțeles că există astfel de... Acum, pentru noi, care suntem încredințați de existența acestor duhuri și de un suflet, fie că sunt albe, fie că sunt negre, vorba misionarului, să zic așa, suntem încredințați de existența lor. Alții experimentează. Așa, mai degrabă, măcar așa ca teorie, poate, pentru noi, nu? Da, suntem încredințați. Avem în atenție chestia asta. Alții nu au. Adică nu au acest... Există, dar nu există. Da. Adică, deși există, pentru ei nu există în planul măcar informațional. Da, nu există, da. Și atunci, aici intră zona convingerilor, a credințelor și a convingerilor și a experiențelor. Până la urmă, vorbeam de asta, de structura, la René Guénon, de structura realului și a structura posibilității universale, cumva. Care cumva să ia, să asume întreaga realitate, cum ar veni. De sensul spiritual caută să asume cumva întreaga realitate. Partea asta, zicem, materialistă, care se convinge doar cu parul, vorba lui Petre Țuțea, până la urmă, e reducționistă. Ea nu-și dă seama. Cel care are și componenta spirituală, de fapt, are și pe aia, să zicem așa, foarte ușuratic. Are parte spirituală și parte materială, doar partea materială. Și la mă, care e mai rotund? Ăla care are și pare și pe altă, altul are doar pe una dintre ele, nu? Și așa mai departe, credința ce te duce către o realitate transcendentă. Dincolo de ce vezi aici, e și altceva. Asta este. Până la urmă, altul zice că asta e o simplă speculație și că astea sunt doar păreri. Asta este. Asta e convingerea lui, ca să zic așa. Da. Cum și-a format-o, cine i-a indus-o, ce structură din el l-a predispus către astfel de... Fie și-a atras-o, fie a fost convins. Da, și cum s-a format, cum s-a dus până într-acolo, cum să fie chiar de nezdruncinat. Adică să fie până în pânze real pentru chestiunea respectivă. Că sunt care au fost fanatici în direcția respectivă, nu? Și contestatare, să zic, din punctul ăsta de vedere. Și iată, acum, în ce măsură, în orice caz, până la urmă, este important și acest aspect al acestor convingeri care pot fi inserate în diverse moduri și în diverse măsuri și în diverse straturi, să zicem, ale structurii umane, pe care uneori noi nu le controlăm sau nu le conștientizăm chiar nici noi, pentru că viața spirituală are parcursul ei. Și suntem destul de făcuți și noi în viața noastră de astfel de determinări subconștiente sau inconștiente, să zic așa, unor convingeri care te și mir cum au apărut sau nu au apărut, că de adevăr, uneori nu suntem conștienți de ele. Sau uneori adică le vedem efectul cumva ca rezultantă în lucru, dar nu le conștientizăm în concretețea mecanismului lor determinant asupra
gândirii sau asupra comportamentului. Dar cine are un ochi limpede, de-aia omul de spiritualitate și mai departe, citește mai ușor mecanismele, să zic, respective și mai departe. Noi de multe ori pe noi înșine nu ne vedem așa cum trebuie. Sigur că de asta este și poate nevoia de cale spirituală care să ne facă mai transparenți, chiar nouă înșine. Și să ne dea loc de o oglindire, să zic așa, hristică. A luminii este hristică ca să ne vedem mai bine. Și pe noi înșine. Și să, pe de parte, pe de altă parte, să reușim să decantăm aspectele acestea care ne pot magnetiza ca șarpele, ca acela, știi, care îl face să creadă în el. Pe omul junglei, da. Da. Referitor la aceste credințe, putem avea uneori sau credințe contradictorii și mai exact la suprafață o credință, dar din subconștient să vină alta? Da, sunt, cred că sunt bătăi din acestea lăundrice sau războaie lăundrice. Parcă și Sfântul Pavel spunea că nu fac bine pe care vezi, fac rău pe care nu-l vezi. Adică nici nu-l vezi și tot îl faci. Că e... Te determină. Da, te determină. De la nivel. Te determină. Și aici, e problema. Că îți pleacă cai. Îți pleacă cai și te dau pe spate. Mai ții tu, hățule, cum ai zice că ai ține și stai aici vizitiu. Te-a dat pe sau spate. Cum ai putea să ai senzația la un moment dat că stau lucrurile. Da, e bine să fim vulnerabili, să zic așa, și să ne punem încrederea în Dumnezeu la un moment dat și să cultivăm această încredințare prin credință în Hristos și în întâlnirea aceasta care poate fi aprofundată, aici este calea mistică sau calea isihastă, care poate aprofunda și decanta și lumina și la un moment dat și oferi putere să ții hățurile cât de cât. Dar nu le ții numai tu, le ții că ești Dumnezeu cumva care pune mâna. Dar trebuie să zic așa, adus, întrupat Dumnezeu în viața ta, cu atât mai consistent sau mai concret, ca să poți să faci lucrul ăsta. Referitor la fermitatea convingerilor, s-a făcut un experiment într-o școală cu elevi foarte buni din Statele Unite. Elevii unei clase au fost puși în rând în fața unui examinator sever. Acesta i-a întrebat care este formula apei. Elevii au răspuns relaxați unul după altul H2O. Examinatorul a zâmbit oarecum disprețuitor, apoi a reluat cu severitate întrebarea. Încă o dată, care este formula chimică apei? Pus să răspundă pe rând, elevii au rămas dezorientați. Unii au tăcut încurcați, alții au răspuns că nu știu. Nimeni nu a reluat răspunsul corect. Cele două extreme ar fi, din punctul acesta de vedere, fie să ne schimbăm convingerile după cum bate vântul, fie să ni le păstrăm fără să ținem cont de părerea nimănui? Trebuie să ținem cont, evident, și de părerea altora, să zic așa. Așa aici nu trebuie să fim nici excesiv de democrați. Sau democratici, pardon, că poate era altă conotație democrat, apropo de America și de globalism. Și cred că trebuie să ținem cont, trebuie să avem și repere vis-a-vis de cei care au cu adevărat, să zicem, autoritate și care autoritate care poate să certifice cumva sau să valideze părerea lor, să zic, vis-a-vis de noi. Aici, sigur că și profesorul într-o poziție de autoritate și faptul că poziția aceasta de autoritate poate să sumineze, poate să-i încurce, poate să-i frăgezească, să zic așa, convingerea la copil și îl bagă în ceață, pentru că el merge cu deschidere acolo. Și el se merge pe premiza. Și primește altceva? Premiza e că profesorul știe că de-aia e în fața lui și nu e la catedră. Și atunci dacă
Plus că poate să fie, nu aibă curaj. Că până la urmă formula apei, asta e formula apei, dar apa, alții zic și alții, dar voi știți că apa nu e numai formula apei, că apa e mai mult decât formula apei. Și așa mai departe, adică sigur te poți întrebi formula apei și așa mai departe, trebuie da. Trebuie să întrebe formula apei chioare. Da, da. Poate nici întrebarea n-a fost pusă precis. Foarte precis, da. Dar important este că omul poate să vulnerabilizeze. Poate să, aici din aspectul ăsta, deci poziția lui de autoritate ca profesor, poate să vulnerabilizeze elevii, da? Poate să le, să-i submineze, poate să le dezorienteze. Poate să-i dezechilibreze, poate să le genereze neîncredere în ceea ce au știut sau ceea ce au învățat, poate să le schimbe feng shui-ul, ca să zic așa. Și acum, sunt și probleme relative, până la urmă, într-un fel, că acum, formula apei, în fine. Bine, și asta e un sistem, până la urmă. Asta este. Și apa a fost, de când lumea fără, și a fost folosită fără să se știe formula. Da. Și a... Dată de anumită construcție teoretică. A susținut viața fără să zică la care e formula ei și așa mai departe. Și că... Dar, într-adevăr, aici, aspectul acesta al, și al vulnerabilității. Și faptul că pe o poziție de autoritate poți să acceptată, da, asta este structura, să zicem, școlară, poate să inducă sau așa mai departe. Știu că asta e valabilă poate și într-o zonă spirituală și așa mai departe. Faptul că unii poate să și să vulnerabilizeze niște convingeri. Alte, sigur că sunt bătuți în cuie și nu mai scos din... Eu știu, poate să fie chiar bună la un moment dat poziția elevilor. Că, la urmă, zis, asta știu noi, dar poate nu fi așa. De ce nu? Da. Poate fi și altceva, să fi știind el ceva, să ne spune el. Noi am învățat de la unii, asta, poate de la acela sau de la altul, poate să spune că de la altul, că e așa, dar poate ăsta știe altceva. Cum ai salții, dom'le, pământul e rotund. Puteam, nu, că e plat. Poate, hai să vedem de ce e plat. Da, depinde acum de repere, nu? De la cine... De la cine, pe aici. Cine ne încredem. Păi da, și aici este, aici e și problema că asta e parte de interes vis-a-vis de încredere, vis-a-vis de ascultare, apropo de calea de trei extreme, așa ceva, între a fi cimentat în niște convingeri sau asculta și de alții, nu? De a asculta. Dar să asculți, ai nevoie de o investire cu autoritatea celuilalt de care asculți. Ai nevoie de recunoaștere acestei autorități. Atunci lucrurile sunt fluide. Pentru că aceasta e o trăsătură foarte umană. Adică noi ne încredem în poate mai mult de 95% din ce știm și ce ne încredem. În medic, în mecanic, în, știu și eu, în oamenii de știință, în biserica alții. Da, dar până la e exact cum spui, e și o condiție umană. Nu știu dacă se poate trăi fără această... Eu cred că în apropo de american, ca să zic, cu școala zic că se întâmplă în America. De aia credința e văzută la ei, la mat, ca fiind o componentă a legăturilor sociale, cumva. Și credința. Și încrederea. Adică, și acum, ai văzut ca frica să nu submineze încrederea. Și capacitatea de asumare a celuilalt, să zic așa, în condițiile lui date. Adică să nu se ducă lucrurile în sens invers. Atunci îmbolnăvim lumea, de fapt. Apropo de, să zicem, o premiză că omul, în firescul lui, merge pe anumită încredere. Asta înseamnă că trebuie să fie ca să se arunce în gât, să zic așa, că trebuie să aibă și distanța. Credul. Aceea, să fie credul, da. Trebuie să aibă și distanța și, așteptarea. Filtrul propriu. Și filtrul, bineînțeles, care și capacitățile lui date. Și filtrul care trebuie să le folosească. Care lucrează, care se mai îmbâxește, care trebuie curățit, care trebuie sau poate rafinat sau găsite site mai fine. Și site mai fine, că lucrăm. Că și lucrarea asta, să zicem, subtilă sau ocultă, are straturi și straturi fine, rafinate. Nu e numai tot timpul așa. Și cum și minciuna. Te mint unii de te năucesc. Adică nu e așa simplă. Pe unii prins, pe alții e greu să-i prinzi din prima. Că
Sunt de acolo, sunt din fil. Da. În orice caz, e importantă și această ascultare, mai ca și ascultarea aceasta, apropo de credință și în convingere, ar trebui să fie legată, într-adevăr, de convingere și nu cum să transformă pe la un și la noi aici. Așa cum e tema aceasta a iertării, în care te sâcăie unii cu iertarea și nu intră în comuniune, adică se leagă de vorbe și nu își transformă atitudinea, da? Și vrea să-l ierte, dar fără nicio transformare. Așa și cu, apropo ce zicea tovarășul și Gheorghe Udej, ascultarea nu trebuie să intre în sfera comenzii, ci tot a convingerii. Adică unii pretind ascultare, dar nu te conving. Mai degrabă îți comandă. Și fredonează placa asta cu ascultarea în sus, ascultarea în jos, de te nebunezi la cap, o pretind și o transformă într-o comandă. Într-o tutură de comandă, aproape, și pe care nu mai are substratul convingerii. Păi când nu are substratul convingerii, nu mai trebuie să o pretinzi, că e de la sine. Ăla primește, că zice că e abundă la tine ceva. Deci dorește el să te întrebe, pentru că se simte calibrat, se simte ușurat. Dacă când fredonezi toată ziua ascultare și de fapt ascultarea lui e o comandă, e o întărire a unei structuri de comandă, de autoritate care de fapt nu este dublată de autoritate formală, să zic, care nu e dublată de autoritate valorică, să zic așa, și care ar convinge prin ea însăși și nu are nevoie să transforme ascultarea într-o comandă, într-o supunere. Păi, nu știu ce să zic aici, poate ar trebui să luăm aminte la Gheorghe Udej. să mergem mai mult pe o metodă de convingere. Să luăm ca exemplu. Ca ascultare, da. Și nu pe o metodă de comandă, ascultarea în sfera comenzii. Că dăm ascultare și toți vor să facă ascultare ca să facă... Dar fiți voi înșivă până la urmă. Și să ai rafinamentul de a fi tu însuți, de a te simți pe tine însuți în ceea ce ești tu, nu e ușor. E o provocare, o responsabilitate. E o apăsare poate uneori, dar e o descoperire și ajungi la miez. Dacă nu la miez, ajungi la sămânță și poți să ai rodă. Altfel, mai complicat. Și din punctul ăsta de vedere, nu strică ideea asta de convingere, apropo de metoda convingerii. De se convinge pe celălalt. Se convinge cum? Prin faptă, prin viețuire, prin prezență, prin așa ceva. Nu neapărat prin teoretizând această ascultare, invocând-o și ca așa să faci. Și tu nu convingi, de fapt. Mai degrabă ăla se simte supus tot timpul. Sau slugă, sau eu știu ce... În fine, da. Adică poate să devină mai degrabă ordin decât sfat. Absolut. Și se merge pe ideea asta la un moment dat. Și în structurile bisericești se întâmplă chestia asta. Adică s-a luat chestia asta și să pedaleze pe ea. Să merge cu hidrobicicleta pe ape, mai tulburi sau mai aia, tot facem chestia asta, că aduce aia, că ești bun. Hai să vedem și când pretindem ascultarea, dacă suntem convingători, dacă avem un transfer de convingere în ceilalți, că atunci ala primește, își asumă, și își primește în primul rând, da? Și se mișcă în direcția respectivă, fără să simtă componenta aceasta de ordin. Că altfel militarizăm totuși și zicem că e spiritualitate, da, totuși. Înțelegem, ostașa lui Hristos, dar totuși. Referitor la clasificarea aceea, aș relua acum criteriul de convingeri funcționale versus disfuncționale. Cele funcționale sunt care ne ajută să fim în armonie cu noi înșine și cu realitatea în care trăim, iar cele disfuncționale sunt cele care ne strică echilibru și armonia interioară și sau exterioară. Ne intrăm aici în detaliu,
acest moment dacă cele funcționale sunt neapărat bune sau cele disfuncționale sunt neapărat rele. Da. Asta depinde de sistemul valoric al fiecăruia. Iată câteva exemple de convingeri disfuncționale, extreme. Băutura mă scapă de probleme, ori adicțiile în general, poate să fie internetul sau jocurile sau... Nu neapărat că internetul e rău în sine, în totalitate. Da. Este groaznic să fiu dezaprobat de cineva. Sau viața n-are niciun sens. Sau sunt ultimul om, sunt prost, incapabil, mereu dau greș. Sau sunt cel mai bun. Și se poate continua la infinit cu tot felul de convingeri de toate felurile. S-au dezvoltat numeroase curente psihoterapeutice care își propun să înlocuiască convingerile disfuncționale cu unele funcționale și chiar am citit într-o carte de psihoterapie că chiar se recomanda înlocuirea unei convingeri disfuncționale cu una funcțională, chiar dacă e falsă, cu minciună, dar numai să facă să meargă lucrurile. Aici ar fi mai multe întrebări, una dintre ele, care e gradul de eficacitate și de profunzime al ameliorărilor prin acest tip de consiliere exclusivă, dacă e aplicat exclusiv, care încearcă rezolvarea problemelor minții doar prin soluții strict de minte. Tendința, ce am văzut eu acum, este oricum o tendință spre integrare, spre integralizare. Atunci, orice abordare aceasta cumva unilaterală sau univocă, nu reușește. De-aia sunt și terapii care au combinat cognitiv, comportamentale sau așa mai departe. Adică cumva tot în direcția aceasta a unei integrări, a unei capacitări a omului integral. Că de fapt trebuie însăși poate disfuncționalitatea noastră este o consecință a unei dezintegrări a noastră. Faptul că nu reușim să fim întregi într-un raport armonic între componentele noastre, zicem, psihice, organice și așa mai departe, zic doar așa în termenii acestea, nu zic și spiritual și așa mai departe. Nu reușim să fim integri în toate componentele vieții noastre, nu? Și în componentele vieții noastre și în sensul relațional cu ceilalți oameni și mai departe, cu natura, natura, cosmosul, cu Dumnezeu și așa mai departe. Atunci, sigur că există o abordare din acestea care sigur nu pot fi contestate pentru că exact cum sunt niște zoom-uri pe anumite nișe. Exact. Pot fi elemente extrase foarte de acolo. Valide. Achiziții da. Valide. Care pot, ideea e să avem cum se apără de grație la făcut de medicina isteasă, să avem permanent și perspectiva unei integrări. Și integrări din, dacă suntem credincioși, în perspectiva a unei trăiri creștine. Să avem integrarea lucrurilor respective. Adică să avem și capacitatea să integrăm elementele respective sau achizițiile respective, să știm. Nu oricine are capacitatea aceasta. Atunci putem să ne ducem într-o zonă aceasta de prea mult psihologizăm, poate chiar spiritualitate și așa mai departe. Adică nu e oricine dotat cu abilitatea să facă aceste integrări. Dar în ceea ce ne privește pe fiecare în parte, toți suntem datori sau suntem chemați să avem în atenție și o formă de integralizare, de integrare a vieții noastre, încercând să armonizăm toate componentele noastre psihofizice sau sufletești, spirituale sau duhovnice, să zic așa, dar că de aici eu chiar impresia că e o problemă, din faptul că dacă vrei chiar și învățătura asta patristică a patimilor, sunt tot excrescențe din acestea vase autonome care determină comportament sau răsucesc lucrurile sau sunt supradimensionate în raport de alte componente și mai departe și folosite în direcția, nu în sensul care trebuie și mai departe, da? Adică poți să le iei ca atare, poți să le iei și în înțelegerea lor ca forme, să zic, de ruptură a integralității. Să zic așa, le iei ca patim, dar poți să le iei și în sensul ăsta, că patim respectiv, de fapt, au un efect dezintegrant vis-a-vis de, să zicem, omul ca întreg, ca personalitate, să spun așa. În sensul că fie acționăm pe bucăți,
fie unele devin hiperfuncții, iar altele hipofuncții. Da, da, da. Convingerile disfuncționale probabil că nu ne-ar deranja așa de tare dacă n-ar fi însoțite de blocaje, fie emoționale, fie mentale, fie chiar fizice, care ne împiedică să funcționăm. Exemple de blocaje emoționale: neliniști, adicții, frică, lipsă de motivație, complexe de inferioritate, stres, etc. Blocaje mentale: conflicte interioare, contradicții, dileme, lipsă de sens, căi greșite, până la lunga gama bolilor psihice. Blocaje fizice: neputințe de diverse grade până la paralizii, dureri, înțepeniri, hiperactivitate, boli organice, etc. Blocaje sufletești: ură, răzbunare, izolare, depresie, etc., etc. Desigur, există și altele mai subtile și mai greu de detectat. Ideal ar fi să încercăm să rezolvăm convingerile disfuncționale cât sunt încă în fazele incipiente pentru a putea spera la o armonizare și să nu ajungem la blocaje majore, când în general nu se mai poate spera decât la o funcționalitate. Deblocarea poate fundamentală e cea vis-a-vis de o cale a credinței, de fapt. Dar din când ești blocat în necredință, e o mare, un mare blocaj. Este o obturare, o nicăi de acces la niște, să le spunem așa, poate nepotrivit, resurse, fără de care e foarte greu să faci față. Sigur că și accesul la aceste resurse înseamnă urmarea unei căi a credinței. Dar în orice caz, aici e o deblocare fundamentală. Adică conștiința asta a omului ca fiind chip și asemănarea lui Dumnezeu și fiu prin înfierea lui Dumnezeu și așa mai departe, identificarea proprii, proprii structuri prin reconștientizarea acestui chip de tată al lui Dumnezeu și așa mai departe, nu toate aspectele respective, sunt resortul unei întoarceri acasă. O casă a ființei, să spunem așa, mai filozofic, da? Și care se înseamnă undeva o regăsire și o depășire a unor blocaje. Și pe de altă parte o accesare a unor potențialități cu rol de deblocare. Și care, într-un fel, simplu zis, denotă că nu e singur. Da? Și numai că nu e bine să fii singur. Ești în relația asta cu Dumnezeu, care este una plinitoare, nu este una corectivă de comandă. Și este, dacă e asumată, este una eminamente convingătoare în ceea ce este sensul vieții și plinirea vieții, sau acea sinteamnă că am venit ca omul în viață să aibă și mai multă să aibă. Deci să fii încredințat și ajungi la convingerea că așa este. Da? Când Dumnezeu are mai multă viață și acea viață este și eliberatoare vis-a-vis de blocaje pe diverse structuri evocate, zice, mental, emoțional, fizică, e pomenit acolo, la fiecare aspect în parte sau din preună, că e un blocaj, să zicem, pe o zonă, dar e și un blocaj de între zone, ca să zic așa. Și așa mai departe. Fluxuri întregi de... Și așa mai departe, da. Și aici are regăsirea modalității de deblocare nu numai prin propriile resurse, ci prin aceste resurse transcendente, care în sens creștin se deschid fundamental prin taina inițierii creștine, prin botez, da? Mirungere, să zicem, și euharistic, da? Dacă vrei, chip euharistic este un chip al eliberării de blocaj. Pentru că chipul în sine e un chip al comuniunii. Blocajele sunt tot crispări, sunt cumva, nu? Sunt închideri, sunt obturări, da? A unui flux dialogal, ca să zic așa.
pe diverse strate, sau obturări sau blocaje ale, în sens generic, ale comuniunii și ale comuniunii în acest chip euharistic. Da? De fapt, blocaje ne opresc de a fi, de a viețui, să zic, de a via în chipul acesta euharistic, care, să zicem, e paradigma, să zicem așa, maximală a comuniunii, da? Extrem de fină și extrem de profundă în același timp și pe toate straturile întâlnirii noastre cu Dumnezeu și cu ceilalți, da? Și cu întreaga creație, da? Și atunci, de blocajul fundamental ar trebui să fie și unul relațional, unul al rememorării originilor. Ca pe acea asimilare a unui memorial al originilor să putem să avem o refacere a memorilor firești, să zic așa, care pot duce la deblocări. Adică ai și cheia unui memorial care poate să acționeze, să zic, pe aceste memorii, că sunt și la un moment dat și niște memorii ale acestor blocaje. Să zic așa, cum vorbea la sistemele, încrengătura sistemelor COEX despre care vorbea Grof. Adică sunt niște... Adică sunt niște lucruri care se întâmplă nouă în trecut, pe care le uităm și care apoi au ajuns să ne determine și să credem că ne-am întărit într-o poziție de necredință care așa e, dar de fapt ea are un istoric în viața noastră pe care noi l-am uitat. Și un istoric al unor înlănțuiri, cumva interesant, că asta era acum sistemul ăsta COEX, că sunt și straturi și dimensiuni și nivele și pe o anumită tematică și se înșurubează cumva în noi, să zic așa, se strânge șurubul ăsta în noi și atunci ca un robinet și îți închid niște trasee. Atunci ai nevoie de și de o, poate chiar de o forță unui memorial care vine în afară și are cheia potrivită să desfacă, să deblocheze. Atunci, în sens creștin, este și aspectul acesta, zicem, al unei atenții vis-a-vis de o disfuncționalitate din aceasta, să zic, care produce blocaje pe diverse nivele, să zic așa, dar ai nevoie și de fundamentală, de această deblocare a căii tale. Da? A căii tale, care înseamnă o deschidere către înveșnicirea ta, da? Părintele Ghelasie scria despre un duhovnic. Acesta ca povățuitor, fiecăruia îi dădea după specificul său și chiar intenționat, uneori îi lăsa să greșească pentru a se convinge singuri. Cei de astăzi, doar prin convingeri proprii mai pot fi lămuriți. Majoritatea au o rezistență mare la tot ce vine din afară. A modela pe cineva astăzi este o performanță atât pentru cel în cauză, cât și pentru profesor. Nimeni nu se mai lasă modelat. Doar o trezire de automodelare mai poate face câte ceva. Așadar, majoritatea dintre noi, având o credință slabă, nu ne mai rămâne decât să ne convingem pe propria piele după principiile acelea populare, capul face, capul trage, sau unde nu e cap, e vai de picioare? Poate că omul de astăzi, eu știu, are o soi de îndărănicie, eu știu. Poate și nu, poate o fi o noimă și în chestiunea asta. Dacă și-o lucrează la un moment dat într-o pășire pe cale, să zic așa, la un moment dat. Aici înțeleg că e dificil această modelare din exterior, să zic așa, cumva. Apropo de formula APE, să zic așa, care la un moment dat aici putea să fie discutat, care este impactul de modelare ca atitudine a profesorului, nu vis-a-vis de formula APE, că este sau nu este aia. Modul în care formezi sau suminezi, având ca pretext o astfel de întrebare pe ceilalți, în care le creezi capacitatea de, eu știu, de răspuns, încrederea de a răspunde, eu știu, curajul de a avea atitudine, de a se exprima și așa mai departe, sau îl suminezi și el nu mai are încredere nici în ce a știut, sau a crezut că știe bine. Deci ea nu mai are curaj să spună, că a spus, da, așa am învățat. Zicem așa. Dar sigur că și în formarea, poate aici la Părintele Ghelasie, cred că e și o, a zice eu, că poate e și o tactică. Cumva în sensul că chiar și cei care sunt duhovnici
trebuie să fie mai discret și mai subtil în a-și asuma formarea. Că dacă ea este, apropo de convingere, ea nu se simte ca o conducere. Nu se simte nici ca o formare sau ca o modelare. Ea se petrece. Atunci nu e clamată, exact cum zicea poate Antonie Mitropolitul de Suroj, că nu trebuie să bați la cap cu iar cu cerânduția tare. Trebuie să-ți schimbi atitudinea. Și trebuie să poți să faci extrem de discret sau silențios, zicând că mâine plouă. Poate o să mâncăm, o să avem de mâncat. Nu trebuie să ceri acum iertare și să zică da, te iert. Și s-a produs asta. Adică transformarea aceasta cumva și lăuntrică, zic așa. La fel și cu modelarea. Adică să nu fie comandă, să nu fie explicită această modelare. Că e poate greu acceptată. Când eu vin eu să te modelez pe tine, tu fiind om poate în toată firea. Dar poate dacă ți inserez cu discret ceva din convingerile mele sau așa mai departe, ele poate au efect modelator. Și în faza asta să-și ție libertatea să le asumi. Adică ai această condiții în care ți asumi acea convingere, da? Atunci, aparent, este și o modelare. Pe de altă parte, e și o formă de participare. Adică celălalt, este nevoie ca celălalt să fie viu, să fie participativ, apropo de adeziune, că am vorbit chiar și în comunism, parcă simțeam nevoia de mine să fie țăranul mijlocaș, să fie adeziv, adică convins, dar să fie și adeziv, adică poate să fie doar să accepte. Nu, trebuie să fie așa și celălalt trebuie să simtă că poate că se modelează și singur. Și așa se arăsă noi, mă, că funcția Părintele Stăruia e vis-a-vis de relația, în Sfânta Treime, de tatăl și fiul. Că tatăl naște pe fiul, dar foarte interesant, că și fiul se naște din tatăl. Adică e fel de activ al fiului în această naștere. Și asta e un detaliu foarte important. Și apropo, adică tu ai și un fel de automodelare. Și ți-asumi și o modelare. Sigur că în sensul spiritual, până la urmă, nu poți să fii în automodelare în sensul total autonom. Dar aici cred că se poate gândi și în sensul a unei explicite formări sau modelări, în care totuși celălalt și tu nu ți asumi o modelare a celuilalt. Pentru că ea dacă are forță sau fapta sau modelul sau tu ca model, în măsura în care suntem fiecare cât suntem, așa mai departe, aceea are un efect de transformare, de modelare, de iconizare. Ea nu trebuie să zică, băi, acum eu te modelez, să știi. Și eu vreau să te modelez pe tine. Pentru că, de fapt, întâlnirea interpersonală tainică este mai adâncă decât cea, să zicem, formală sau explicită, fie că prin cuvânt, fie că prin... Așa cum te grăbești, domnule, repede le dăm o probadă la femei care intră în biserică, facem repede, putem repede să ștanțăm elemente de genul ăsta. Și asta înseamnă că i-am format. Trebuie să luăm lucrurile mai în adânc și mai în serios. Și în sensul transformării, cum zicea Părintele Ignace, domnule, isihazmul merge și spre o transformare a personalității, nu o simplă stare a unei trăiri. Și transformarea asta este o modelare, este o iconizare, dacă are un raport iconic sau vis-a-vis de un model iconic sau de un chip iconic, da? Și cred că în sensul ăsta poate Părintele Ignace se punctează și chestia asta. Pe de parte că există o anumită îndărătnicie și cumva și strategic. Trebuie să-i dai o impresia că îl formezi sau că îl modelezi. Că ești un pic prea invaziv prin chestia asta. Și poate nu e primit. Și poate e normal să fie așa. Și eu personal nu sunt un om care îmi place ca cineva să intre peste mine sau să-mi demonstreze ceva. Nu-mi place. Sau îmi place, de exemplu, cum a sezat Antonie Suroș, nu-mi place să mă sâcâi cu iertarea. Încearcă să schimbi atitudinea și să te împrospătești și să merge mai departe dacă o chestie, dacă se întâmplă chestia asta. Dacă nu, degeaba o cer din cuvinte, că nu se întâmplă. Și doar o forțe așa, sâcă-i omul, să zic, din punctul ăsta de vedere. Și nu faci nicio treabă, să faci un mod de a fi din chestia asta. Nu, ia minte la tine, la ceea ce caută să fii deschis și prezent. Și să vezi ce poți face, da? Și din punctul ăsta de vedere, cred că e importantă această nuanță și din acest punct de vedere. Că eu există o anumită modelare, dar care ea nu exclude modelul. Ci modelul respectiv
are o mai mare, o zonă de mai mare profunzime a amprentării și mai silențioasă. Poate fi foarte puternic, pentru că poate nici el nu dai impresia că din că te modelează, dar avea forță în modelări. Adică avea impact. Că aici e problema de impact, nu e problema doar de arată că ai, aici ca la alba-neagră, știi, și să te etalezi. Sau te arăți că de la amvon că ești formator și modelator și ești duhovnic. Și ți asumi autoritate. Lasă mai moale așa. Și dacă convingi, convingi, dacă nu, nu. Adică aș vedea și în aspectul ăsta această prezentare, zic, a Părintei Ghelasie. E adevărat că asta nu înseamnă că trebuie să-i spui omului ceea ce ai de spus, așa mai departe, nu? Dar eu cred că asta lasă și spațiul celuilalt de asumare. Adică atunci nu lucrăm nici cu păpuși de lut, nu? Lucrăm cu oameni și e și modelul hristic al fiului din tatăl. Este unul dinamic, a unei relații dinamice, în care și celălalt trebuie să-și lucreze și el propria modelare, cumva, din punctul ăsta de vedere. Să-și o asume. Să-și o asume. Și din punctul ăsta de vedere, cred că se pot vedea astfel lucrurile, să zic așa, și a unei modelări care convinge, care nu zicea Părintele parcă Teofil, între a învinge și nu, a nu convinge. Parcă așa era, nu mai știu expresia respectivă. Da. Deși mi se pare că etimologic convingere e legată de învingere, să zic așa, da, ce fel de învingere, știi, ce transmitem noi. Da. În orice caz, nu trebuie să fie o chestie de control, metodă ca control și de dominare sau de ordin, cum ai zis. Sau de cioplire de asta așa din instrumente a celuilalt. Și aici cred că partea de a convinge, să zic așa, prin însăși prezența ta, e o provocare și a ta personal de a-ți subția, să zic așa, a transparentiza capacitatea ta de prezență, da? Ai da forța asta care vine din întâlnirea ta cu Dumnezeu, da? Și asta este viața. Taina creștină a vieții veșnice este taina întâlnirii cu Dumnezeu. Să-L vezi pe Dumnezeu este insuficient. Să-L întâlnești tu direct și personal este totul. În sens creștin, nu este absorbirea, contopirea cu Divinul, ci întâlnirea față către față. Noi îl întâlnim pe Dumnezeu în viața noastră prin diferitele ocazii excepționale, prin deosebirile noastre între bine și rău, prin convingerile noastre tot mai multe asupra prezenței dumnezeiești. Cum să înțelegem acest text al Părintelui Cumva Ghelasie? am vorbit fără, anticipat cumva vis-a-vis de chestiunea asta, unul convingere dată de prezență. E că și încredințate de prezență. Unul convingere încredințate de o lucrare a credinței care înseamnă întâlnire. Întâlnirea lui Dumnezeu și prezența lui în viața noastră, care pune, ne încredințează și ne convinge de viul acestei prezențe. De puterea, de inefabilul acestei prezențe. Care poate la început o observăm, știu și eu, mai Sigur că multe așa. informate, la diverse niveluri, nu? Absolut, absolut. Păi Dar da, cu timpul. asta e chestiunea de cale. De cale și de ținta căi. Eu sunt calea, adevărul și viața. E și țintă, e și cale. Și sigur, ți se face și, ai și distanța de recuperat. Aceste întâlniri sunt și aprofundări, da? Sunt experiențe de aprofundare a acestei întâlniri, care ele sunt sedimentate în noi, sunt achiziții, memorii, conlocuiri care conturează, să zic așa, patinează ambientul tău sufletesc, patinat în sensul ăsta de punere, să zic așa, a unor straturi de calitate a vechiului, să zic așa, care, să zic, da? Atunci, e normal că întâlnirea aceasta este cea care trebuie să gesteze în noi convingerea celor crezute, mai mult ca învățătură, la un moment dat. Nu? Sau chiar chestiunea asta a învierii, dar să ne încredințăm de înviere. Că e lucrătoare că și ea se lucrează în noi. Urcușul nostru e un urcuș al învierii. De care de urcuș, să zic așa, în termenii ăștia.
creșterea noastră, creștere întru această prezență înviitoare a lui Hristos în noi, nu? Și asta, sigur că aici sensibilitatea noastră în receptarea acestea crește. Adică asta e toată povestea. Acel fapt că Hristos este cu noi până la sfârșitul veacurilor nu este doar alături, trebuie să fie și noi. Și acest noi merge să perihoreze pentru o întrepătrundere din ce în ce mai puternică, nu? Cum ajunge la conceptul de îndumnezeirea omului despre care se vorbește, da? Care ține tot de o prezență consistentă și permanent, chiar permanentizată al Dumnezeu în noi. Adică e ca o îmbrățișare nesfârșită, cum s-ar zice, din punctul ăsta de vedere, da? Care paradoxal își păstrează dinamica, nu e static. Și aici, sigur că aici intervine în zona asta a întâlnirii din care decurg convingerile. Și a întâlnirii în ce? În acest chip hristic sau chip euharistic hristic, care înseamnă, de fapt, chipul bisericii, care înseamnă Dumnezeu, întâlnirea lui Dumnezeu cu întreaga sa creație. Și aici, dar aici aproape nu ți ajunge o viață, cum s-ar spune, ca să, nu? Ca să tot te adâncești în această taină, de fapt, nu? Și aici, de aici vin cu adevărat convingeri și cu efect ăsta de deblocare și așa mai departe și cu efect funcțional, zic așa, și de dezvoltare și așa mai departe. Adică, până la urmă, căutați împărăția cerului și poate sau pe celelalte se adaugă vouă, zic așa, în condițiile de împărăție, de filiație cerească sau împărătească, da? De fie ai Dumnezeu și fie ai împărăției. E vorba de și de recuperarea unui statut, a unui mod de a fi, a unui chip, de a ne așeza în existență și în viață, în definitiv. Și ultima întrebare. Iată diferența dintre convingere și credință în viziunea Părintului Gelasie. Trăirea creștină începe de la supra-logica și supra-conștiința credinței primirii directe a lui Hristos Dumnezeu. După primirea transcendentală credința, vine apoi cunoașterea, Duhul, dragostea, conștiința, convingerea proprie. Din acestea vine apoi recunoștința, dialogul, răspunsul propriu, confirmarea și a credinței și a dragostei, conștiinței, convingerii proprii. Esența trăirii creștine este, deci, mai întâi de toate, primirea lui Dumnezeu. Deci credința, până la credință ca o primire, care se transformă la experiență, care gestează sau care amprentează convingătorul sau ca o convingere. Și care ea însăși are cumva un ecou în răspuns și recunoștință al tău. Adică dialogul se continuă, să zic așa. Primirea prin credință, cumva întâlnirea cu convingerea, convingerea respectivă te face să răspunzi cu aprofundarea credinței, cu recunoștință care deschide către o primire mai mare, că primirea e într-o permanentă dilatare, cumva, în sens creștin. Că noi suntem foarte zbârciți. Nu avem capacitatea de... nu că nu avem capacitatea, poate nu e bine sus, poate... structura noastră e alterată. E zbârcită și nu are capacitatea de deschidere, de primire. Ce înseamnă să primești chipul lui Dumnezeu, nu? În tine, cum ar veni. Și atunci a pintat-o, în ghilimele, întâlniri care te deschid și care te fac să primești și să percepi pe toată suprafața, să zic, acestei deschidere, să zic, a ta, acest contact, să zic așa, cu Dumnezeu, da? Și aici va pornești la credința, care credința este primire. Și din primire vine convingere și încă convingere și încă un răspuns al recunoștinței, care iară e o deschidere către o altă primire și așa mai departe. Adică cumva un dialog în absolut, de fapt, aici. Să zic așa. Pe niște coordonate din acestea ale întâlnirii și ale primirii fundamentale, pentru că noi credința o și primim în dar, cumva. Noi nu putem să... Trebuie să avem deschiderea primirii. Și atunci ea se inserează în noi. Aș mai adăuga poate o nuanță sau o întrebare. Pentru că această primire poate n-ar trebui să fie, cum am văzut undeva, la niște
întâlniri ale unor, nu știu dacă erau secte sau care un fel de predicator îi aduna pe toți în cerc și zicea să se ține de mâini, să-i primește el pe Hristos în inima ta acum. Exact, Adică da. era ca un ordin, nu Deci nu era. acum, nu mai devreme și nu mai târziu. Există acum și când zice el că apare asta. Probabil că zici că suntem la vudu. E o taină și a primirii astea și a întâlnirii și a dispoziției noastre de primire, a pășirii pe o cale a primirii. Ea este și în spațiu bisericesc, ritualică, da? Ea ne hrănește cumva credința. Și nu trebuie să facem, să zicem așa, forțări sau scremeri în care atunci intră Dumnezeu în tine la o invocare. Iar lucrurile cred că pot fi văzute și în spațiul ăsta mai silențios, mai personalist, în același timp, al încredințării și a unui parcurs personal, să zic așa, în care îți pătimești cumva pașii credinței. Te mai pătinești, te mai dezvolți, nu vine dintr-o dată doar ca un eveniment străfulgător și ca o posesiune, ca pe o, nu? Că Dumnezeu poate să lucreze și ca un vânt subțire, așa, o adiere sau așa ceva. Trebuie să ai sensibilitatea acestei percepții. Nu? Și să cultive această întâlnire cu popași cumva ascetici. E o cale mistică, așa ceva, nu chiar așa. Și experiența mistică e doar așa o chestiune care pică dintr-o dată sau o face așa mai departe. Este o chestie de transformare a personalității, de cultivarea unei acestei transformări, de o angajare, și de împărtășirea aceasta cu fărămitura, aproape nesimțită, aproape nevăzut, să zic așa, da? Da, tu cauți și pentru că ține și de noi, nu avem capacitatea, atunci, prin grație, trebuie să ne facem chipul de biserică ca Hristos să liturghisească în noi. Trebuie să ne, ușor, ușor să ne facem și chipul de biserică, cum? Prin prezența liturgică. Și atunci, ușor, ușor și prezența hristică are altfel de inserție în chipul nostru de biserică refăcută sau restaurată, nu? Atunci nu trebuie să căutăm un eveniment ăsta, gata, vine Hristos acum trebuie să-L simți, uitând că El este și, nu e doar o țintă, e și o cale. Și trebuie să parcurgem niște pași. Trebuie să o luăm așa cu pașii care ne sunt proprii. Fiecare, apropo, zicea Părintele Ghirață, nu? Că fiecare la măsură, trebuie să dai la măsura fiecăruia. Te sfătuiești și vezi ce ai de făcut tu. Nu, gata, simți pe Hristos, ține-ne mână și zicem că e Dumnezeu, e cu noi. Păi, o fi, da. Hai să vedem cum o aprofundăm chestiunea asta și care sunt pașii de făcut și care e timpul nostru de creștere, trebuie să avem și un timp de creștere, totuși. Există vârste spirituale la un moment dat, nu? Adică nu tot dintr-o dată și fiecare își capătă o experiență în Hristos, o trăire în Hristos, o sedimentare a acestor întâlniri care, nu? Îți dau anumit memorial reactivat al prezenței acestea hristice în tine. Și mai departe, că trebuie să vedem și amploarea acestei întâlniri cu Dumnezeu. Să nu o facem așa la flash, așa dintr-o dată străfulgerare și gata. Nu, lucrurile sunt mai, cred eu, mai complexe din punctul de vedere. În fine, asta e altă dezvoltare, să zicem așa. Da, vă mulțumim foarte mult pentru răspunsuri.